Bucurie nemărginită pentru sute de copii sărmani din județul Iași care văd marea pentru prima dată în viață. Timp de 7 zile aceștia vor participa la diferite activități pe plajă. Alături de ei se află preotul Dan Damaschin, inițiatorul campaniei de strângere de fonduri pentru îndeplinirea visului micuților. Cei 250 de copii cu rezultate excepționale la învățătură, însoțiți de preoți și voluntari, au plecat duminică cu noaptea în cap pentru a vedea răsăritul de pe plajă. Cu mic, cu mare, și-au găsit bagajele și au plecat în aventura vieții, fiind ceva cu totul nou pentru fiecare. De dimineață în Mamaia Nordul meu, da, de fapt de altă dată, aici unde copiii noștri au luat o primă parte de plajă, soare și joc. Ne-am retras pentru că nu mi-am permis să nu folosesc această primă parte a zilei, lipsind copiii de soare și de apă. Ne-am retras la ora prânzului în camere, acolo unde copiii s-au odihnit, au mâncat mai întâi. Și am revenit, așa cum este normal, unor turiști serioși. Pe lângă cele 4 autocare care i-au transportat pe copii la mare, din Iași au plecat mai multe auto utilitare încărcate cu mâncare și îmbrăcăminte.